Sau să aveți sănătate. Să ne dea pe bine. Enico, a făcut și plăcinte, măi. Eu cred că asta că nu trebuie. Era unul, de... Dragilor vecinilor, mulțam, fain, Doamne, de vă sănătate, că m-ați să vă ajutat. Sănătoși? Mulțam, să vă ajute Dumnezeu și vă. Să mintim la ospăț. Da. Și la ospăț, totdeauna. Da, Doamne, de mine, sănătate. Și vă chem și de-a montan dacă unchi sănătoși. Da, îi dăm drumul, așa? Da. Am venit în fildul de sus la Teatrul Porcului. Oamenii care ne-au ajutat să-l îmburdăm, adică să-l punem jos și să-l ținem, au plecat. O să mă duc și eu să mă echipez pentru că o să avem foarte mult de lucru astăzi. Să nu vină încoace, știi? Urechile și încheieturile sunt probleme, că acolo nu ajunge, știi? Nu, așa. Să se părlească bine. Așa. Pune risit mai tare, ca să aibă putere focul. Auzi, Nerule, până la urmă, porcul se părlește cu paie. Da, că îi dă un gust mai bun. Îi dă un gust mai bun la soric și la slănină. Pentru că între timp toată lumea are butelie și fârlește cu butelie. Da, da, noi obișnuim să pârlim cu paie, să facem bobotaie, cum îi spunem noi. Și paie de grâu folosim că ard bine întrețin ardere, arde părul foarte bine, pe, fiind o rasă mangaliță, are păr mult. Și are foarte bun gust. Da. Rămâne un gust de ars, de paie da, ars. Da, 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 Dani. Un gust bun. Ceea ce am uitat să vă spun este faptul că suntem la Nelu Mangău, aici în fildul de sus. Bineînțeles că vine și Mircea Groza, tata mâncărilor din Sălaj. Da, trăiesc multe copitele. Porcului, ia te uite, bă, ce copitoaie. Dă-mi-o mie. Ține-o, de ce trebuie? La noi, așa, bătrini, îmi spuneau. Asta era o dovadă de găzdușac, de bogăție. Aici punem câte o pălincă direct în unghie. Hai, Nelu, pune-ne o pălincă. Drag. Că atunci ai unghie, ai. Și la anul ce vine vom avea porc. Ia. Porc fain, vezi, pune mai puțin, că e unghia mică, e porcul, nu-i mare. Un pic de curge pomană pentru cel răposat. Așa, nu a pălincă din unghia porcului. O pălincă din unghia porcului. Gazda, misarășul și cu cel care se ocupă. No, Doamne, dă vă bine, să aveți sănătate. 1, 2, 3 și... E bine. E bun. Ajunge. Așa. Să-l murluim un pic, dacă e nedru. Pentru cine? O pui peste tot? Sau numai aici, pe partea asta? Așa. Peste tot. Punem spuză de la paie și sare în, la oaltă cu spuza, pătrungem soric, soricul fiind cald, îl moaie și îl păstrează un an de zile moale. Îl păstrează un an de zile moale. Teatrul Porcului un prilej de mare bucurie și într-adevăr un eveniment pentru un ardelean, poate cel mai important în ceea ce privește activitățile care se adresează gastronomiei. Îi scoți picioarele și după aia le întorci pe burtă? Da, da. Da, mai ai o șuncă? Da. Șuncă îi spune la picioare. Picioarele din spate. Picioarele din spate. Da. De exemplu, oltenii le spun șuncă la slănina. La slănina îi spun șuncă. Noi îi spunem șuncă la altceva, cu totul și totul altceva. Ține pe ghele, cine-i chiar. Astea să țin 6 săptămâni. Să țin 6 săptămâni în sare. La sare, la saramură, să fie tare. După 6 săptămâni le dăm 2 săptămâni la fum rece. 2 săptămâni le dai. Da, deci produsul după 2 luni se poate spune că e bun pentru consum. No. 2 săptămâni la fum și în fiecare zi faci fum? Da. Orice lucru începe cu Sfânta Cruce. Adică? Ei, facem o cruce, că începem slănina, dar la noi se zice că măcelarul nu arată slănina la gazdă până când nu bea un pahar de tărie, un pahar de pălincă, cum zicem noi. Deci de acolo începe, îl crepe pe spate, de acolo începe arătatul. De aici vedem cum e slănina pe porc. Da. Nu. No. Doamne, Hirău, dacă oferi Dumnezeu de pagubă, să dea Dumnezeu să tăiem
porc și de altă oară și să ții stăpână să le dai mâncare. Ăsta e un porc din rasa mangaliță. Are. Hai că e faină. Grosă. Eu zic că e faină. Poate că dacă mă aude cineva din sud sau din Moldova, o să zic că nu e faină, că lor le place carnea de în Ardeal. Clar, ceea ce caracterizează Clisa e baza. Da, cum? Clisa e baza, Clisa înseamnă slănină. Dacă porcul nu are slănină, înseamnă că n-am fost gazde, n-am avut ce da să mânce. Acum luăm pești. Nu, deci culoștele zici pești. Ăsta e muștiulețul, practic. Se pun muști țigănesc în comerț. Se bate pe partea asta și se umple cu cârnați și se pune la fum. Se face o ruladă. Cu astea ce faci cu coastele? Astea le punem la sare. Stau circa... Astea, coastele cu osul șoldului. Da, cu osul șoldului. Și, după și cu osul șoldului le pun la sare. Da, cu totul. Așa le punem pe ruda de la fumătorie. Nimă, le frate. Sărăm și le punem, le afumăm. Nero a terminat tranșatul porcului între timp. Tot ce este carne și slănină am băgat înăuntru aici la căldură ca să nu mai lucrăm la frig. Urmează să începem să preparăm cârnații, caltaboșii și tot ce se mai face din porc. Da, ai văzut că am luat șoricii care da, sunt plus. Unghiile, codița, osul cozii. Aici, pregătești pentru răcituri. Pentru cocioane. Cocioane, da. Sau șorici, aituri. Trebuie bine. Da, și șorici, să nu fie vreau gras. Să facem, da, asta e de pe ei. O degresăm, chiar de-aia luăm acum toate chestiile astea. Noi avem nevoie aici de gelatină, în primul rând. Da, pe care lasă de șoricul. Colagen, șoric, unghii, codă. Și o ureche, încheieturile, avem, în special. Și încheieturile, da, da, sigur, articulațiile. Și avem aici o codiță, o urechiușă, care am tăiat-o. O să facem o fiertură separată cu legume ca de supă, să-i dăm un gust bun răciturilor. Ca să aibă gelatina care e în ele, de fapt. Absolut, gelatina, așa. Să aibă un gust special, da. Și o scoatem. Și carnea care o vom pune în răcituri, o luăm din ciolane, din ceva pecie. Aia din, separat. O fierbem practic, separat cu zama de moare care o vom face a doua sau a treia zi. Asta, practic, durează nu numai o zi răciturile, da. Practic, sunt două etape. Două etape. Prima zi fierbem tot și până a doua zi la frigul de afară degresăm, luăm grăsimea deasupra și a doua zi o terminăm și luăm și carnea din viitoarea ciorbă care o să o facem. Am înțeles. Ce-ai pus e curățăști aiu? M-am pus, da. Și o să curățesc țelerul, până curățești acolo legumele, uite, petrinjeii. Menul sărează. Clisa, de obicei eu o săr în postavă, cu sare grunzoasă. Și fără iod, adică. Fără iod, da. Cumpăr sare neiodată, o sărez în postavă și o ții circa 10 zile la sare, după care o pun la fum rece. Cum spuneam, 10 zile. E suficient ca să-și tragă sare. Cam așa arată slănina, cam atâta sare îi pun. No, acum sărăm pe slănină. Păi vreau să zic că văd că mai pui. Da, pun iepurile, cum îi spunem noi, pui costile cu spețiile și cu schinarea, șoldurile, tot pe slănină și la astea le dau, nu chiar așa tare ca slănină, le dau mai puțină sare, că astea nu vreau să fie sărate foarte tare. Opărim unghiile, șoricii, coda, urechea pentru viitoarele cocioane. Am pus la fier și
măruntaiele. Plămânii, splina, ficatul, inima, rinichii, puși la fier cu apă și sare deocamdată și un znob de cimbru. Îi fierbem și după aia o să-i mărunțim, îi tocăm și facem caltabojul sau călbajul, cum se zice la noi. Moietic în alte sate. Da, lăsăm să fiarbă încet, cătingan, nu ne grăbim, toate trebuie făcute slow food. Hai, Bourine, hai, fie la loc, Bourine! Da, în asta ce ai făcut? Asta zici că e supă. Hei, aici am pus la fier carne din jurul înjunghieturii. Așa, care sângeoasă. Mai sângeoasă, mai grasă. Și o fierbem cu ceapă și cu țelină, cu sare. O vom folosi la chișcă. Bun, la fier cu ea. No, Nelu fasonează pentru cârnați, eu fasonez pentru jumări. Acum spune-mi o treabă, cum vrei jumările? Cât de... Mă interesează dimensiunile. Mai mărișoare, că așa? Dacă se topteți, da, e foarte bine așa. Așa, bun. Dacă se topteți, să rămâie un pic. Să rămână, să nu... Da, să toptească prea tare. Așa, da? E ok, e bine, nu vrei mai mici un pic. Bine, nu. Bun. E bine. Bine. Carne și facem... vrei să iau de pe unde mai este carne, mai... Da, unde este carne și care e mai cărnoasă un pic, să pune la cârnați. Cei bun. Mai grăsime rămâne la jumări, să pune la jumări. Bun. Cum e partea asta cu grăsime? Ce e parte? Am înțeles. Și la cârnați, bă, băgăm ceva grăsime, bănuiesc, nu? Da, rămâne grăsimea pe aici, pe astea, rămâne destulă. Asta jumările le punem jumările la fript. Așadar, pentru primul lucru pe care îl facem e mațucurului. Mațucurului, da, lucrăm simultan și la ptișcă și la mațucurului. Carnea, văd că o ai desfăcut toată, da, și de la una și de la alta. Și pentru ptișcă ne trebuie ceapă călită. Ceapa călită o să o faci tu. O fac eu, o călesc eu. Și după ce așa o faci sticloasă, nu mă chinui nici tare mărunt, dar nici mare. O cârcălim cât să se moaie, atâta, da. Nu o ardem deloc și după aia pui păsatul care cum noi l-am... În caltaboș de exact pire, aceeași da, compoziție moale. O faci. Nici nu trebuie. Între să timp eu o să spăl foarte bine stomacul. Noi le-am spălat încă de 2-3 ori, le-am lăsat în apă rece cu oțet. Acum le mai pun o ceapă tăiată, am pus hrean răzălit, să mai ia din miros și are... Am înțeles. Dar am pus și 2-3 linguri de bicarbonat. Gata. Dane, no, ieți o pomblid. Așa, ia un coace. Bun, punem păsatul. Nu am ieșit, am prăjit ceapa cu un pic de păsat. Hai mă, fai miros. Deci ce înseamnă și un soare? Un soare de la cârnață. No, hai să punem un pic de sare. N-ai mai pus. N-am pus nimic. Bun. Deci n-am pus nimic. Bagi sare. Așa se zice că la bucătărie... Nu atâta bagi. Deocamdată dacă o mai punem și pe carne. Nu mai potrivim noi după aia, da. Piper punem destul de binișor. Depinde și de piper cât e tare. Să fie aspre. De tare asta, dar simt la miros. Un pic de cimbru întotdeauna și bun. Nimic altceva. Nu cimbru mult pentru că s-amărește. Da. Amestecă, și oricum e puternic aromatic. Amestecă cât poți de bine și eu mă ocup de carne să fac aceeași bine, chestie. Sare, piper, cimbru. Asta e pentru ptișcă deocamdată. Așa. Și mai ai ceva carne de făcut pentru mațucurului? Mă, auzi, că tot am ajuns iarăși la mațucurului. Care e treaba cu mațucurului? Că asta e o chestie specifică care se face numai în Ardeală. Clar. Se făcea. Mai rar acum, dar se mai face. Mațucurului, de fapt, e o expresie care denumește o rețetă. Deci nu se referă strict la intestinul gros, în care că ăla se pune, e, sau da? Mațele crețe, care așa. Oricum le adună și fac altaboj în general. Așa. Dar mațucurului este un fel de mâncare. Denumire a unei mâncări așa. Care nu seamănă nici cu caltabojul, nici cu ptișca, datorită ingredientelor. E
prima cei de care am zis, e sub pânchece. Ce deosebește mațucurul lui de chiștere? Că se pune carnea mai grasă de la pânchece, de care am vorbit, de la diafragmă, fâșile alea, și nu se pune ceapă, se pune numai păsat și cimbru. Și atunci toată, cum să spun, compoziția asta are și o lungime oarecare, se leagă în formă de U, și se uscă, să fierbe, încă se mai dă un clocot, ele se fierte toate. Așa, dar ca să se îndesă un pic, și un tratament termic necesar, că lucri sigur, cu el. În primul rând, la și după aia se termic, ca să nu se strice, se afumă? Se zvântă un pic și se afumă. Cred că ne-am apucat și le-am umple. Uite ce mai am niște carne mai grăsuță, vezi? Las-o de chilini, și apoi vedem. Că le împărțim noi și în chișcă și în maț. Facem. Și vedem cum a fi. Facem să fie bine, mă, cum zice Ardeleanu. Uite ce are Nelu, un cățel bătrân rău, săracu. Hai, uite, 18 ani are. Uite ce primește. Uite un oșcior, da? Am? Bun? Bun, săracu, bătrânel. Trage-le în jos, de acolo, tu. Așa. Așa, mai bagă. Nu l-ai gătat, hă? Îl punem într-o plasă făcută dintr-un tifon și într-o apă 70-80 de grade, nu mai mult. Nu trebuie clocot la asta, că pușcă. Deci, cu asta am terminat, trecem la chișcă. De carne. Văd că le-ai ales, nu le-ai pus foarte grase, nici eu nu mai facem chiar așa grase chișca cum se face înainte, că practic chișca se făcea să mai scăpăm de gușe și de înjunghetură. Da. Și da, e bine, ai pus un pic de grase. Văd că ai pus un pic de nici păsat. Nici noi mai mâncăm. Aici deja apare păsatul tău cu ceapă. Păsatul e o făină de porumb, practic, măcinată mult mai mare. Bobe de porumb zdrobite. Zdrobite, exact. Bobe de porumb zdrobite, cam nu făină de porumb. Cam de dimensiunile bobului de orez. Nu ia că... Asta să fierbe, nu? O să fierbe puțin. Opa! Ce asta? Untură. O ieșit untură faină, untură de mangaliță. Na, untură de mangaliță. Asta, de fapt, foarte gustoasă. E alt produs de foarte mare importanță în Ardeal când se taie porcul. Se gătește foarte mult cu untură, se mănâncă chiar și păpită. Da. Cum mâncăm noi, foarte mare importanță. Ne apucăm de cârnaț. Ne apucăm de cârnaț. Mai ai porc. Tai mai mult pan. Da, tai... De iarna și de sărbători tai vreo doi și unul pe vară. Avem capre, oi. Dacă ai venit să mi le mai măruțești un pic ăsta, Danica. Câte oi ai? Am 11 oi și 4 capre. 14 capre, 11 oi și 14 capre. Ah, ai și capre? Da, da. Oile țineți în turmă împreună, oile cu capre. Da, oile cu caprele împreună. Na, am venit, am băgat și usturoiul, l-a făcut, bineînțeles că am schimbat sita, am băgat o sită mai mică ca să-l sfarme bine și mai bag două-trei bucăți de carne să curețe melcul și am terminat povestea. Uite, deja. Na, mă apuc? Da, tu bași sare. Trebuie să aducă chiparca. Ce? Să aducă și chiparca. Ce? Paprika. Ah. Chiparca. Prea mult ciudat, prea mult stup. Păi avantajul că e și lung la mână aici. În sensul că ajungi unde trebuie. Na, cu asta am gătat. Cârnații, care vrei să punem la prăjit? Adică cruzi? Ăștia. Ăștia de ce? Da. Avem unul mai scurtuț.
Ăștia punem la o parte frumos aici. Așa, ăla trebuie pus la zvântat. La zvântat, da, îi ducem în afumătorie. Trebuie un pic să se uște ca să se bază. Să-i punem pe rughiță, în afumătorie direct pe rughiță și când îți zvântați le dăm o undă de fum. Și începem și punem în asta? Da, da. Asta e Luci, pune-o pe masă, că n-ar o să o ții în mână. Să le putem pune acolo ce le-a fumat. Așa. O ieșit în jur, la 18 metri așa de cârnați. Așa zic și eu, acolo da. Zic și eu undeva. Chiar o ieșit? O ieșit. S-a părut că n-a fi carne să iasă. S-a părut că-s puțin, a? S-a părut că-s puțin, da. Da. O ieșit. Acum facem caltaboșul. La voi cum se face? Că câte sate... În atâtea feluri să face. Eu de obicei bag capul de la porc, îl bag la fiert cu măruntaiele, plămâni, măruntaie înseamnă. Plămâni, inimă, rinic, splina. Ficatul, splina. Și pe urmă adăugăm orez, punem și păsat, că ne place să aibă și un pic de păsat, păsat de pârgă, cum spunem noi. Acum punem orez, piper în paharul. Da, sigur. Pune acolo, liniștită. Acum o să adăugăm și păsat. Adică ăsta e, vezi, e foarte ciudat, nu-i drept cârnațul. Stop! Gata, s-a lăsat de mult întunericul. Am tăiat porcul la fildul de sus în județul Sălaj cu Neanelu Mangău. Ați văzut foarte mult de lucru. Acum seara suntem obosiți. Nu spun că nu e frumos, e frumos. Dar mai frumos o să ni se pară mâine când o să mâncăm produsele. În seara asta suntem obosiți, am terminat. Despre asta este vorba la Cutigaia în spate. Până data viitoare, la revedere!